Radiologul Mihaela Banu a fost investit în funcția de manager general interimar al Spitalului Municipal de Urgență Roman pentru o perioadă de 6 luni. Mihaela Banu, specialist în radiologie și imagistică medicală cu competențe în ecografie și examen computer tomograf, lucrează la Spitalul Roman de 5 ani. După perioada de interimat, Mihaela Banu va putea susține examen pentru a rămâne la conducerea spitalului încă 3 ani. Pot să consider că una dintre probleme este legată de personalul sanitar, și anume faptul că e nevoie în continuare să aducem medici tineri și personal auxiliar. Volumul de muncă este foarte mare în acest spital. În al doilea rând e nevoie de aparatură și de condiții mai bune în spital. E adevărat că s-au făcut pași importanți și astea sunt cele două probleme pe care o să încerc să mă axez eu, dar nu numai. Vom discuta despre aceste lucruri ulterior și că totuși cu siguranță vom avea timp să le detaliem. Alegerea unui nou director la Spitalul Roman a fost necesară după ce medicul Cătălina Pălănceanu și-a anunțat demisia la finalul anului trecut.